Un total de 1767 de locuri s-au ocupat în școlile profesionale din județul Suceava în sesiunea celor două serii de înscrieri. Inspectorul școlar general adjunct Cristian Cuciurean a declarat că în ceea ce privește cursurile învățământului profesional, pe site-ul Inspectoratului Școlar al județului Suceava se găsește lista cu toate locurile disponibile după cea de-a doua etapă a admiterii în învățământul de profil. Cuciurean îi îndeamnă pe toți cei care își doresc să învețe o meserie și în același timp să obțină o calificare într-un anumit domeniu, să se înscrie la o școală profesională din județul Suceava, inclusiv în ultimele zile înainte de începerea anului școlar. În ce privește învățământul profesional, aș vrea să vă spun că după datele noastre, în cele două etape de admitere, s-a realizat un grad de ocupare de 76,89% la învățământul profesional de masă, de 75,83% în învățământul profesional special, de 85,71% în învățământul profesional particular, de 72,75% în învățământul dual de masă și de 125% în învățământul dual special. Adică avem o singură clasă de învățământ dual special la Școala Specială Câmpul Moldovenesc și s-au înscris cu 4 elevi mai mult decât numărul de locuri care au fost aprobate. În total, în acest moment, față de numărul total de locuri aprobate, 2306 la nivelul județului Suceava, au fost ocupate 1767, repet, pentru învățământul profesional, existând disponibile 539 de locuri. Mai ușor este să dau doar liceele la care s-a realizat integral planul de învățământ și la învățământul profesional, pentru că sunt mai puține și atunci aceste 539 de locuri sunt repartizate la celelalte școli. Deci s-a realizat integral ocuparea la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului, la Colegiul Andronic Mutrescu Rădăuț, la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și, așa cum am și specificat, la Școala Profesională Specială din Câmpul Lung Moldovenesc. Îndemnăm elevii care nu s-au înscris până în acest moment la nicio formă de învățământ să își îndrepte opțiunea spre o școală profesională cât mai aproape de domiciliu sau spre o calificare pe care aceștia doresc să o urmeze. Repet, îndreptându-se direct către școlile respective, fără a mai fi nevoit să vină la inspectoratul școlar. Dacă îmi pot permite așa, lista este deschisă până la data de 9 septembrie, când va începe noul an școlar. În momentul de față mai sunt disponibile 539 de locuri.